În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a vizitat ieri seară mamele și copiii ucraineni cazați în campusul studențesc al Universității Dunărea de Jos din Galați. Ierarhul însoțit de studenți, masteranți și cadre didactice din cadrul Departamentului de Teologie al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați s-a rugat împreună cu cetățenii ucraineni, le-a oferit daruri și le-a împărtășit cuvinte de încurajare.